Avem, doamnelor și domnilor, în exclusivitate momentul jafului de sute de mii de euro de la Jilava. Imaginile le urmăriți acum împreună cu noi, sunt obținute de Antena 3 și se poate fi văzut momentul în care tâlharii intră în mașina păgubiților, care pleacă cu geanta cu bani și apoi demarează în trombă. Andrei Grigore ne spune mai multe. Andrei, te rog. Bun găsit, Maria, bun găsit, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, imaginile momentului la acest moment de la incidentul de seara trecută, jaf ca în filme, urmat de un accident ca în filme. Se vede în primă fază cum hoții îl așteaptă pe păgubit în fața locuinței sale din localitatea Sintești. Hoții se dau jos dintr-o mașină argintie atunci când păgubitul își parchează mașina sa pe avarii vis-a-vis de aceștia. Cei doi hoți merg la mașina lăsată pe avarii, smulg de pe bancheta din spate pachetul cu bani, 650.000 de lei conținea acel pachet, iar mai apoi hoții se întorc la mașina argintie și pleacă în mare viteză. Ce se întâmplă după aceea? Ei bine, păgubitul lui urmărește pe acesta câțiva kilometri, pe aceștia câțiva kilometri până aici, în fața primăriei Jilava, unde ne aflăm și noi, și practic se produce un carambol. Hoții intră primii printre rândurile, printre șirurile de mașini, fără a se mai uita dacă provoacă pagube, lovesc undeva la 5 mașini, iar mai apoi păgubitul în spatele lor intră și el printre mașinile respective, le lovește pe toate și se oprește în portbagajul celor care i-au furat banii. Mai apoi vedem, tot în imagine obținute în exclusivitate de Antena 3, cum pe marginea șoselei, la câțiva metri de locul incidentului, hoții fug cu un pachet cu bani la sub braț. Se vede în acele imagini cu fuga. A doua persoană are un pachet alb cu banii, 650.000 de lei, pe care îi ține la sub braț. În acel moment, aceștia au reușit practic să fugă, păgubitul a rămas însă aici, pentru că tatăl său, care se afla în dreapta, a suferit răni și a fost transportat la spital. Până la acest moment, din ce înțelegem noi, nu au fost găsiți cei care au furat banii și care, iată, au fugit, însă ancheta este în curs, a fost o desfășurare amplă aseară aici, spuneam de 7 mașini care au fost avariate și undeva la 3 victime nu foarte grav rănite, însă care au fost transportate la spital. Printre victime, spuneam, se află și tatăl băiatului care conducea mașina, care a plecat în urmărirea hoților. Mulțumesc foarte mult, Andrei Grigore. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, ați urmărit în exclusivitate imagini cu momentul.